În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cea despre dispariția unui bărbat de etnie romă din Reghin, care a plecat de acasă de mai bine de o săptămână fără însă a se mai întoarce. Pe locul 2 ca număr de vizionări se află materialul despre șoferii trași pe dreapta de către oamenii legii. Materialul despre stadiul lucrărilor de modernizare de la Liceul Tehnologic Ioan Bojor se află pe locul 3 ca număr de vizionări. Știrea despre dispariția unui bărbat de etnie romă din Reghin, care a plecat de acasă și nu s-a mai întors, a fost cel mai vizionat material în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, cu peste 4.000 de accesări. Materialul despre șoferii trași pe dreapta de către oamenii legii s-a clasat pe locul 2 cu aproximativ 8.800 de vizionări, iar pe a treia poziție ca număr de accesări se află materialul despre lucrările de modernizare de la Liceul Tehnologic Ioan Bojor. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.